l-ai descoperit pe domnul profesor? La domnul profesor vin de aproximativ 2 ani de zile. L-am descoperit printr-o coincidență. Un coleg de clasă se știe cu părinții dumnealui, am înțeles. Și am venit și eu cu el într-o seară și am început să-mi plac orele dânsului și de atunci vin zi de zi, aproximativ zi de zi. De ce vii tu aici la aceste cursuri? Pentru că domnul profesor încearcă să predea matematica într-un mod unic. De exemplu, la clasă ni se predau niște formule, nu le înțelegem. El încearcă să ne explice pe înțelesul tuturor, într-un mod logic, să înțelegem logic aceste formule. Asta îți place și de domnul profesor și de asta îți plac și orele de meditație de aici? Da, acesta este motivul. Ok, îți place ceva anume în mod deosebit când vii aici și te simți relaxat, poate mic atunci? Da, mă simt relaxat pentru că la clasă, de exemplu, dacă greșesc ceva sau fac un exercițiu greșit, pot fi sancționat cu notă mică sau cu... Așa, la dânsul, chiar dacă greșesc, chiar dacă nu, ora decurge de la sine, nu se întâmplă absolut nimic. De domnul profesor, ce poți să ne spui? Este o persoană deosebită, având în vedere că face toate aceste lucruri din plăcere și, din ce am văzut eu, face acest lucru dintr-o mare pasiune. Trebuie să ai o pasiune să faci așa ceva. Ești și tu pasionat de matematică? Sau vii la matematică doar pentru că ai nevoie de ea la școală? Mai mult vin pentru că am nevoie de ea la școală. La școală nu prea înțeleg. Înțeleg că am 30%. Restul, până la 100%, înțeleg de la domnul profesor. Ce note ai la matematică? 7, 8, cam variază. 6, maximul 8. Am înțeles eu bine să tu faci naveta ca să vii aici la meditație? Da, fac naveta. Cam 7-8 km. Ok, și vin zilnic, vin zilnic? Da, vin zilnic. Mai sunt momente când nu reușesc, dar cel mai des încerc să vin. Cursurile online le-ai văzut înainte să vii la meditații? Te uiți la ele și acum sau doar când lipsești, te uiți la ele? Doar când lipsesc, mă uit la ele. Și când gen să mai repet o lecție, nu am înțeles total, mă mai de vreo 2-3 ori la filmulețe și încerc să înțeleg mai bine. Ai spus și altor colegi, eu știu, ai dat sfoare în țară, ca să zic așa, că există aceste cursuri de matematică online. Am mai spus la școală, a aflat și doamna profesoară de mate, dar nu a crezut ea într-un fel această poveste. Eu am mai spus la prieteni și la cunoscuți. Ce zice profesoara ta de matematică despre faptul că vii la și faci meditație? A aflat într-un mod mai, dintr-o coincidență, dar nu m-a crezut. Adică i-am spus că fac meditații cu proful online și nu m-a crezut. A crezut că mint sau ceva de genul.